În Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului s-au întrunit miercurea aceasta cercurile profesorilor de religie din semestrul al doilea al acestui an școlar. Cu acest prilej, înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, a participat la cercul de religie desfășurat la Școala Generală numărul 4 Mircea cel Bătrân din municipiul Curtea de Argeș. Prezente la eveniment au fost peste 30 de cadre didactice din cercul pedagogic Curtea de Argeș. În debutul întrunirii, domnul profesor Valentin Retevoi a prezentat un film intitulat Aventură urbană, Curtea de Argeș. Cercul pedagogic al profesorilor de religie din Curtea de Argeș a avut loc la școala Mircea cel Bătrân. Ne-am bucurat de prezența înalt preasfințitului Calinic. Dânsul întotdeauna este prezent alături de profesorii de religie. În partea a doua a cercului s-a dat citire referatului preotul Ion Drăgoi, martir anticomunist din Nucșoara. L-am felicitat pe domnul profesor Valentin Retevoi, care a susținut o activitate foarte frumoasă, iar din filmul pe care l-am văzut am realizat că, de fapt, lucrul important de care trebuie să-i facem conștienți pe copiii noștri este acela de a-i familiariza cu valorile culturale, istorice ale locului unde trăiesc. În final, cadrele didactice au primit din partea chiriarhului un cuvânt de învățătură și o carte de meditație intitulată Doamne și Stăpânul vieții mele.